Salutare, dragi prieteni! Suntem în momentul ideal în care putem să facem o operațiune, o joacă, pot spune, de-a mea. Puteți să faceți și voi. Este vorba de para în sticlă, cum putem să facem acest lucru. Avem nevoie de o sticlă, acesta are gâtul mai scurt, este un avantaj. Merg și celelalte mai lungi, cu gâtul mai lung de vin sau așa, dar suma avantajoasă este cu care are gâtul mai scurt, pentru a intra para cât mai mult în interior și a se dezvolta cât mai bine. Avem aici o zonă foarte ok unde putem să facem, unde să introducem para în sticlă. Vedeți, aici avem două pere, iar una în partea superioară. Asta nu prea ne ajută, va trebui să probabil să o rupem, vedem dacă scapă. Însă cele două, una din ele va trebui să cadă și va rămâne una singură. Eu zic să o rupem pe aceasta și putem să facem operațiunea. Vedeți? Băgăm până aproape de partea de jos. Gâtul sticlei se sprijină aici, da, pe ramură, iar noi o să o legăm cu tub de vinil pentru a nu fi probleme. Ne facem dinainte legăturile pentru a fi cât mai ok. Avem aici o dată și încă o dată în partea asta. Oricum, o să legăm una și vedem după aceea unde ne dă și cealaltă. Încă o dată tragem un pic mugurele la păr. Așa. Fără să o mișcăm. Facem nodul. Și să fim siguri, îi mai dăm una mai sus aici. Para se va dezvolta în interior, va crește, iar la toamnă o putem rupe. Para va rămâne în sticlă, iar noi o putem umple cu recipient. Vedeți? Para se află în interior. Și totul e bine. Mai facem una să găsim zona. Am găsit aici o oportunitate la un palisat. Avem aici un mugure de rod care are multe pere. A trebuit să rupem din ele. A trebuit să facem loc foarte, foarte bine la apară. Avem și sistem de susținere a sticlei. Am rămas într-una singură. Vom băga sticla. Scurgem bine, bine. O vom băga în interior. Vedeți? Așa. Iar acum o să legăm de sârmă. Ce trebuie să știți și să țineți cont este că sticla trebuie să fie într-o poziție oblică, chiar verticală, pentru a se scurge tot condensul pe care îl face în interior și a nu provoca deshidratarea fructului. Alți băieți mai face și o protecție a sticlei cu ziar. Merge, dar eu niciodată nu am făcut asta. Pentru a fi
protejate de căldura excesive, razele solare și ultravioletele. Ce mă enervează? Cam asta e. Am o poziție mai ciudată aici până o prinde. Cam asta e, prieteni. Așa, sperăm ca în următorul clip să vă, de fapt să se vadă o diferență și creșterea ei să fie una armonioasă și grandioasă. Eu vă salut și vă mulțumesc că am putut să vă arăt ceva funny, să zic așa. Nu mai bine rău la nimeni. Am reușit să punem aproape 10 sticle. Avem aici una cu soiul chifer în rândul de palisați. Aici, cea de-a doua sticlă, soiul de păr abate fetel. Se poate vedea para în interior. Deci două. Avem aici soiul Monica, dacă nu mă înșel, cea de-a treia, treia sticlă. Mergem să vedem pe unde am mai pus. Două, una lângă alta, cu soiul Williams roșu, aici. Am avut posibilitate și le-am pus una lângă alta. Deci 5. Cea de-a șase o avem aici. Așadar, Williams roșu cu 3 sticle, deci 6. Al doilea Williams roșu, frate, cu cel care are 3, am băgat și la el 2, 8. Avem aici Williams roșu în interior, iar aici șarpanta cu abate fetel. 8. Am încercat să pun și pe ăștia mici, dar sunt prea micuți. I-am lăsat în pace, poate la an. Așa. S-a mai băgat nu știu dacă sunt chiar 10, dar nu sunt sigur. Am mai băgat una la aici, un soiul de păr Carmen, în interior, se poate vedea. Trebuie să avem și poziția perfectă ca să fie reușita cât mai ok. Vedeți, poziția este aproape verticală, ca să se scurgă condensul, să nu fie probleme. Deci undeva la 9 sticle. Eu zic că sunt suficiente și pe lângă asta, acum cu cât plantăm mai multe, cu atât șansele de reușite sunt mai mari. Plantăm, montăm. Așa, și vom vedea în toamnă ce șanse de reușită o să avem. Cam atât despre montarea sticlelor. Nu, stați că avem și pază aici, dar nu mai știam eu de... Sunt 10. Am mai băgat aici la un Williams roșu. Nu, Williams galben. O avem aici. Da, 10 sticle pentru o joacă. Mie îmi place foarte mult să mă joc. Tocmai de aceea este pasiune
pomicultura este o pasiune frumoasă. 10 sticle, vom vedea în toamnă rezultatele. Am atât, prieteni, vă salut!